Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi vreau să-ți arăt câteva aplicații care îți vor face viața mult mai ușoară și mai interesantă dacă cumva te plictiseai. Și nu vorbesc de TikTok, de Facebook sau de Instagram sau de alte aplicații pe care deja le știm, ci niște aplicații pe care le folosesc pe unele de mai multă vreme, pe unele de mai puțină vreme și am înțeles care este utilitatea lor. Sau nu? Cum este, de exemplu, Rando. Înainte să-ți arăt însă toate aplicațiile care mi s-au părut interesante, pe unele dintre ele pe care le folosesc de foarte multă vreme, dă un like acestui video și dacă nu-ți place și n-ai găsit nicio aplicație interesantă, la final poți să-ți iei like-ul înapoi, că până la urmă e al tău. Așadar, hai să începem cu prima aplicație care mi-a atras atenția atunci când am căutat bilete de avion. Și ea se numește SkipLegged. Este o aplicație simplă din punct de vedere utilizare, dar din punct de vedere tehnic e ceva mai deșteaptă, pentru că știe să-ți găsească biletele de avion luând în calcul anumite scale pe care nu le-ar lua în calcul o companie aeriană pe care îți faci rezervarea, Skyscanner, Google Flights sau eventual o agenție de turism. Și o face într-un mod foarte deștept, arătându-ți de fapt care este, unde, aici, arătându-ți diferența de preț dintre biletul normal și biletul cu o mică escală, probabil în alt oraș, cu o întârziere de o oră, două, față de traseu inițial, dar cu o economie substanțială, mai ales dacă faci drumuri destul de lungi, să spunem așa. Uite, plecăm de pe Henry Coandă și mergem la, hai la New York. Ah, nu, hai să mergem în Los Angeles, pentru că acum am uitat ultima dată la prețuri. Așa, hai să zicem că plecăm pe 17 și ne întoarcem pe 30. Pac. Și în loc să-mi caute drumul direct către Otopen LAX, mai face niște rute ocolitoare și mi-arată diferența de preț. De exemplu, un drum pe care n-aș vrea să-l fac este cel de 29 de ore. În schimb, 18 ore, uite că a găsit și mai ieftine. 38 de ore, 59 de ore, wow, stai un pic, că exagerăm puțin aici. Bine, acum depinde cât timp ai la dispoziție, că dacă vrei să mai vizitezi și alte orașe pe drum, cum ar fi Madrid, dacă nu mă înșel, este ăsta, ai putea să faci drumul ăsta și eventual în escala respectivă să ieși puțin din aeroport, să vizitezi orașul și să întorci înapoi. Bine, cu restricțiile actuale nu o să poți face lucrul ăsta, însă e bună de ținut minte atunci când o să putem călători cu adevărat fără niciun fel de restricție, eventual cu pașaportul acela de vaccinare. Din câte am observat, aplicația funcționează puțin mai greu în perioada asta, pentru că nu mai sunt disponibile toate rutele, nu sunt active pe site-ul operatorilor de zboruri, și va trebui să mai aștept puțin până când ne revenim. Dar e bună de ținut minte, am folosit-o în trecut, mi se pare acum vreo un an, când am căutat bilete mai ieftine pentru nordul Germaniei și am găsit o escală destul de scurtă la München, dar am reușit să ies, să mănânc ceva, să mă întâlnesc cu un prieten și bineînțeles să merg mai departe, fără niciun fel de emoție că aș putea pierde avionul. Nemții sunt destul de organizați. A doua aplicație care este foarte bună, mai ales dacă ai părinți sau prieteni sau membrii ai familiei care nu se pricep foarte bine la computere și mai ales la telefoane, TeamViewer Quick Support. Pur și simplu o instalezi pe telefonul respectiv și o să-ți ceară, bineînțeles, și niște add-on-uri în funcție de telefonul pe care îl ai. De exemplu, Universal Add-on e pentru telefoane de genul Oppo sau Xiaomi sau alte câteva. Ideea este că atunci când ai deschis TeamViewer Quick Support-ul, îl poți instala pe un telefon pe care îl configurezi pentru tatăl tău. Sau uite, pe o tabletă pe care a făcut-o pentru mama mea și am pus TeamViewer Quick Support și atunci când vreau să intru, pur și simplu îi cer codul de pe ecran, îmi dă accept și intru live pe telefon și fac toate setările care sunt necesare. Sau o ajut să iasă într-un impas cu un joc. Și asta este o situație în care ai pe cineva foarte pasionat de Candy Crush și nu știe cum să treacă de nivelul următor și pur și simplu intri pe telefon și arăți. Este o aplicație gratuită și funcționează de fiecare dată doar cu acceptul celui care va fi invadat, adică prietenului tău care îți permite accesul. Trebuie să fie la telefon și să-ți dea accept, pentru că altfel nu poți intra pe acel dispozitiv. E o aplicație utilă pe care îți recomand să o ai instalată pe foarte multe dispozitive, mai ales dacă tu ești cel mai tehnic din familie sau din grupul de prieteni. O altă aplicație interesantă este Cam Scanner și funcționează foarte bine cu orice tip de document. Hai să încercăm cu specificațiile de pe telefonul acesta. Am niște modificări aici sau pot să dau, de exemplu, OCR. OCR înseamnă recunoaștere de text
și automat mi-a luat toate datele de pe acest telefon, mi le-a scris frumos pe câmp și pur și simplu să-i dau save sau export ca PDF, ca să-l trimit ca mesaj, să-l export ca Word sau ca TXT sau să-i dau copii în clipboard ca să-l folosesc în altă parte. Funcționează cu orice fel de document și nu contează limba în care este, pur și simplu o să-ți copieze toate datele de acolo în format text. E foarte ușor dacă vrei să scanezi ceva, de exemplu, și să modifici, să trimiți apoi mai departe și funcționează de fiecare dată. E o aplicație din nou gratuită și o găsești desigur și pe Android și pe iOS. Următoarea aplicație este foarte interesantă, se numește RunPee. Și exact așa cum sună. RunPee este o aplicație care e disponibilă și gratuit, dar ai și varianta cu plată, care îți oferă niște funcții în plus și practic ai filmele, o parte din filme aici, în cadrul aplicației, pentru că ce informații ai la filme? E bine, te ajută să îți dai seama când poți să mergi să faci un pipi, atunci când ești la cinema, de exemplu, sau te uiți la un film la televizor. Pur și simplu, în momentul în care nu poți să pui pauza la film, să te duci să-ți faci treaba și îți arată și, bineînțeles, dacă sunt extra scene în timpul sau după filmului, după credite, cum e, de exemplu, la acest film. Așa, ai niște ratinguri, ai un movie review, ai acces la bază de date IMDb și la Rotten Tomatoes și cam atât. Dar partea interesantă este că îți spune în momentul filmului când ai putea să mergi să faci pipi, ca fără ca să pierzi o scenă importantă. E o idee foarte interesantă, e pur și simplu o idee în momentul de față, deși ei spun că adaugă 100 și ceva de filme pe an. Mi se pare un cifră cam mică, ar trebui să fie cel puțin 150 de filme pe zi ca aplicația să aibă cu adevărat succes, însă am auzit vorbindu-se despre ea destul de mult încât să nu o încerc și eu. Da, e o aplicație semi-inutilă, dar iarăși o am pe telefon pentru că pur și simplu. O altă aplicație interesantă este Brave Browser și din ce am observat eu în ultima săptămână de utilizare, Brave Browser funcționează mai bine decât Chrome-ul pentru că este mai rapid, îți consumă mai puține date și desigur are un ad blocker foarte bine integrat. Da, mai există și partea de Brave Coins pe care le poți lua dacă navighezi, desigur. Ai o serie de advanced controls aici, unde poți să blochezi trecările, poți să folosești o conexiune HTTPS în loc de HTTP și o să ruteze site-ul respectiv care nu e securizat printr-un server securizat și să blochezi desigur scripturi, cookie-uri și amprentele pe care tu le lași în mediul digital atunci când intri pe un site. Se încarcă foarte repede site-urile, se încarcă mai repede imaginile și nu mai sunt atât de enervat de toate reclamele care ți apar pe anumite site-uri de știri, care, bineînțeles, da, sunt acolo cu un scop, să-i ajute și pe oamenii să trăiască, dar la un moment dat cred că exagerează. Dacă atunci când vrei să deschizi un articol, îți apar 5 reclame pe care abia dacă reușești să le închizi și dai din greșeală click pe ele, e deja frustrant, e ca și cum ai vrea să intri, te duci la baie și sunt 10 oameni în fața ta și trebuie să te sforțezi să dai din genunchi și din coate ca să intri pe ușă. O altă aplicație interesantă pe care n-am instalat-o pe telefon, dar acum depinde cât de mult ai nevoie de ea, este Wolfram Alpha. Wolfram Alpha este un motor de căutare ceva mai tehnic decât Google, adică poți să-ți găsească, de exemplu, formule matematice, poți să-ți arate elemente de fizică, de chimie și alte chestii interesante. Chestia e că pe Android este cu plată, 15 lei, n-am avut nevoie personal de ea eu, dar să știu oameni care o folosesc chiar și varianta plătită. Wolfram Alpha este însă un motor de căutare pe care poți să-l folosești aproape gratuit, în variantă de mobil pe un browser, pe Brave, de exemplu, o să-ți găsească orice fel de problemă matematică dacă știi să o scrii în limba engleză. Așa că pentru asta folosește, desigur, Google Translate-ul ca să-ți traducă o anumită frază din limba română în limba engleză ca să știi cum să o cauți. Și uite așa, ai o șansă să înveți și ceva limba engleză pentru că te va ajuta. Tot din capitolul căutări este, desigur, Google Lens. Nu știu dacă l-ai folosit până acum, dar este un utilitar excelent pentru orice fel de chestii pe care nu o recunoști. Cum ar fi, de exemplu, hai să vedem dacă recunoaște mușchiulețul ăsta. L-a găsit. Lichen, reindeer, lichen, se numește. Hai să vedem dacă găsește figurina asta. E atât de rapid, funcționează impecabil cu aproape orice chestie pe care am găsit-o. Hai să vedem, mouse-ul ăsta are vreo șansă?
instant. Și funcționează și cu traduceri ale semnelor de circulație, de exemplu, sau pagini dintr-o carte într-o limbă străină, sau recunoaște chiar și fețe umane, dacă le ai în bază de date personale, o să-ți recunoască că este vorba de prietenul tău George sau de prietenul tău Andrei. Pur și simplu, îl folosești ca pe o cameră foto și o să-ți dea o grămadă de rezultate și funcționează pe toate telefoanele posibile. Și îmi place, începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Când nu găsesc, de exemplu, o floare sau o plantă, un tip de plantă și vreau să știu ce plantă este și cum ar trebui, de exemplu, să o ud, când îți cumpăr o plantă nouă de la magazin și uiți cum se cheamă pentru că ai rupt eticheta, îi faci o poză cu Google Lens și o să spună care sunt condițiile de întreținere pentru acea plantă. Și multe alte scenarii posibile, cum ar fi vinurile, să vezi rating de vinuri, de whisky-uri, de orice altă băutură sau mâncare pe care o vezi în comerț, o poți găsi cu Google Lens și poți să găsești informații despre ea dacă n-ai mai văzut-o niciodată. Un lucru pe care nu l-am folosit, pentru că n-am avut nevoie de el, având o conexiune de internet foarte bună atât acasă cât și la birou, a fost un VPN. De aceea îți recomand să-ți instalezi ExpressVPN, pentru că este până acum cel mai bun și cel mai votat VPN ca la capitolul siguranță și la capitolul conectivitate. Ai mai multe planuri, ai varianta gratuită în care folosești un free day trial și bineînțeles poți să aleg locația de unde vreau să mă conectez și are peste 9000 de locații. La ce te ajută un VPN? Păi dacă cumva vrei, de exemplu, să găsești un bilet de avion, folosind aplicația pe care ți-am spus-o mai devreme, te ajută foarte mult un VPN, pentru că dacă o cauți dintr-o locație mai apropiată sau dintr-o țară puțin mai săracă, nu că România ar fi cea mai bogată, dar s-ar putea să găsești prețuri mai bune. Dacă o cauți, de exemplu, din Statele Unite un bilet din România către Statele Unite, s-ar putea să obții alte rezultate și de aceea e bine să folosești un VPN la căutări de genul ăsta. Desigur, mai sunt situații în care vrei să vezi ce are de oferit Netflix în Marea Britanie sau în Turcia sau în Statele Unite, că poate sunt niște seriale care ți-au plăcut, le-ai văzut în niște reclame și nu sunt disponibile la lui, la noi le poți folosi, le poți viziona prin intermediul unui VPN. Atenție însă, ai nevoie de o cantitate semnificativă de date pentru asta. Pentru un VPN iarăși solid este Tunnel VPN, Tunnel Bear, unul pe care l-am folosit în trecut și iarăși mi se pare foarte util, dar nu mai lasă să mă loghez, se pare. A, nu, l-am avut pe telefonul celălalt instalat și aici nu l-am deschis. Tunnel Bear iarăși este un VPN foarte bun și a mers de fiecare dată atunci când am avut nevoie de el. Nu a dat niciun fel de eroare. Se conectează la serverul la care îi spun eu și mi-afișează toate informațiile ca și cum aș fi din țara respectivă. Cum ar fost, de exemplu, atunci când am vrut să-mi caut niște rucsaci foarte interesante la o companie care pur și simplu livrează doar pentru Statele Unite și nu interesează piața din exterior și pur și simplu site-ul lor nu merge din alte țări. Așa că am intrat prin Tunnel VPN și am reușit să văd dacă merită să-mi fac o comandă. N-am meritat pentru că am găsit, bineînțeles, pe Amazon.de la același preț cu transport gratuit până în România. Nu mai gândesc încă. Bun, și ultima pe listă, una care mi-a plăcut foarte mult și pe care o folosesc de... Cred că sunt 10 ani. Nu sunt 10 ani. Sunt 5 sau 6 ani de zile. Este Microsoft SwiftKey. SwiftKey este o alternativă la tastatura ta de Android, pentru că pe Apple nu merge decât tastatura de Apple și toată lumea mi-a spus să încerc Google Gboard, Gboard, tastatura de la Google, care într-adevăr este foarte bună, dar mi-a plăcut la această tastatură partea de customizare și m-am învățat să o folosesc și să o customizez pe modul cum îmi place mie să scriu, în așa fel încât, la capitolul limbi, am disponibile engleză și română, în același timp, nu trebuie să le comut eu, la capitolul teme am ales eu o temă care mi-a plăcut că era destul de discretă, să spunem așa, cu ochii, acest neon, are contrast foarte bun încât văd tastele bine, iar la capitolul typing poți să setezi tu anumite setări ca să te ajute să facă autocorect sau să nu-l facă, să ai predicții pentru text și așa mai departe. Dar ce mi-a plăcut este partea de customizare la capitolul apăsare. Uite, pot să customizez cât de mult să dureze apăsarea lungă pe o tastă ca să-mi treacă eventual pe un meniu de auxiliar. Adică în loc de pe A, să apăs, să țin apăsat pe A și să-mi apară și A și A, I și așa mai departe. Dar o chestie care mi-a plăcut enorm este partea de resize. Am reușit să-mi fac tastatura foarte mare ca să o văd mai bine, bineînțeles.
așa ca în povestea cu scufița roșie. Ideea este că pe orice telefon am folosit-o, am reușit să-mi fac tastatura să fie cam de aceeași dimensiune ca pe telefonul anterior, ca să nu am niciun fel de probleme să nu greșesc. Ce mi-a plăcut însă este că la telefoanele cu margini rotunjite, cum este acest Oppo Find X2, care îmi place, îmi place foarte mult. Dar în lateralele extreme, în marginile de tot, pur și simplu are un fel de protecție ca să nu dai din greșeală swipe și pur și simplu tastele laterale nu mai funcționează. Așadar pot să o dimensionez și să o mut eu unde vreau și am făcut-o un pic mai îngustă ca să pot să tastez corect atunci când vreau să scriu un caracter. Se dă OK. Cred că mai trebuie un pic aici. OK. Și acum, atunci când apăs pe A, îmi funcționează. Dacă nu o îngustam puțin, atunci când apăsam pe A, nu aveam caracterele de aici și ce spuneam de acel timp foarte scurt în care apăs pe tastă care să-mi apară, unde să-mi apară caractere speciale. Adevărul este că ajuns să o folosesc mult mai bine decât orice altă tastatură. Pentru că, bineînțeles, am învățat și foarte multe din informațiile mele. Am conectat-o cu contul de Google la un moment dat, acum se poate conecta și cu contul de Live, de Outlook, și să-ți facă un fel de hartă a cuvintelor cel mai des folosite și știe să facă sugestiile foarte bine, mai ales după ce învață modul în care scrii tu. De aceea îmi place Google ăsta Microsoft SwiftKey și de aceea mi se pare că este o tastatură extrem de solidă, care a demonstrat că pe parcursul timpului reușește să fie la fel de bună, dacă nu mai bună decât alte alternative care vin cu alte briz-brizuri. Apropo, să nu mai înaintesc doar SwiftKey, pentru că a fost cumpărată de Microsoft datorită succesului ei. Bun, cam astea sunt aplicațiile pe care le folosesc eu pe telefon, unele pe care le utilizez de multă vreme, altele pe care le-am descoperit recent și m-am gândit să ți le arăt și ție. Sper că ți-a plăcut acest video și dacă ți-a plăcut, lasă like-ul acolo unde l-ai dat la începutul clipului și arată-l și prietenilor tăi și scrie în comentarii și alte aplicații interesante pe care le-ai descoperit tu și crezi că ne-ar putea ușura cumva viața tuturor. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Radu Neagu și până data viitoare, numai bine!